CNA recomandă ca filmele românești dinainte de 89 să fie marcate astfel. Film realizat în perioada comunistă în care funcționau cenzura și propaganda de stat. Propunerea aparține lui Răzvan Popescu, fost președinte al CNA, și a fost discutată marți de membrii Consiliului după ce, luna trecută, Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, a cerut un aviz referitor la o propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii audiovizualului. Este o recomandare care spune că atunci când difuzezi producții, filme din perioada comunistă, e bine să, nu ești obligat, e bine să ai o scurtă dezbatere înainte, dacă se poate, sau cineva să facă o prezentare și să pună filmul în contextul epocii, epocă în care a funcționat cenzura și propaganda de stat. Deci un fel de a preveni publicul că se uită la un produs care foarte probabil a fost văzut de cenzură înainte să fie văzut de publicul de azi. Sau chiar a fost folosit ca instrument de propagandă, ca suport pentru vechiul regim comunist. Despre asta este vorba. O atenționare, o avertizare. În primul rând, recomandarea se adresează tinerilor de azi care n-au de unde să știe cum a fost. Și în momentul în care li se va prezenta un film care mistifică adevărul istoric, ei nu o să aibă anticorpi, ca să zic așa. Deci nu o să știe realitatea. O să vadă ce bine era la colectiv. Ei bine, realitatea este că colectivizarea a dus la o catastrofă. În final, un colaps și material și moral. Țăranii au fost deposedați de pământ, de vite, de atelaje și au ajuns în final, chiar dacă vă aduceți aminte, chiar furau de pe câmp, că ziceau că fură de la ei. Iar pensiile de astăzi, de exemplu, cele mai mici, sunt ale celor care au lucrat în sistem CAP. Asta nu are de unde să știe un tânăr din ziua de azi și se va uita la un film cum e Desfășurarea, în care țăranii fericiți și deposedau pe moșier de pământ, după care au fost și ei deposedați prin CAP. Și nu o să știe ce e asta, nu o să știe care e adevărul în legătură cu aceste lucruri. O să, în film pare că e bine așa. Sau chiar o să găsim situații în care partizanii de munți sunt priviți ca niște bandiți, sunt urmăriți de o securitate bravă și care bine făcea că îi închidea și chiar îi împușca, și așa mai departe. Sunt multe situații din acestea de deformare a adevărului istoric. În Buzduganul cu 3PC, de exemplu, am înțeles că domnul Victor Rebenciuc chiar își asumă că atunci când a jucat în film, rostea în rolul conducătorului de atunci, în rolul lui Mihai Viteazu, rostea replici, rostea lucruri pe care le rostise și Ceaușescu la diferite congrese. Și așa mai departe. Tinerii de azi n-au de unde să știe lucrurile astea. Ei se vor uita la un fel de istorie romanțată și ar fi păcat să creadă că lucrurile au stat așa. Din câte știu, inițial trebuia să apară un C de la cenzură pe filme și la recomandarea dumneavoastră s-a schimbat. Aia a fost o inițiativă a USR-ului, care era un proiect de lege și care, odată adoptat de Parlament, ar fi devenit obligatoriu. Când a venit la noi la avizare, noi am ajuns la această formulă a unei recomandări, care e o formulă mai soft, te avertizează că te uiți la un produs marcat de cenzura vremii sau de propagandă totuși lucrurile nu ajung până în această fază de lege cu caracter obligatoriu. Am mers pe ideea că e mai bine să avizăm, să atenționăm publicul, mai ales că nu toate filmele din epocă au fost neapărat marcate de cenzură. Sunt comedii, știu eu, BD la munte și la mare, sau Ne-am mărit miliardar, sau filme de copii, Veronica, de Elisabeta Bostan, care n-au fost direct condiționate de cenzură. Deci nu toate filmele din epocă intră sub incidența acestei recomandări. Bă, noi ne interesează filmele care au făcut din alb-negru în privința adevărului istoric. Deci există, ca să fim
corecți până la capăt, există și o serie de oameni care au rezistat cenzurii de la vremea respectivă cu sacrificii. Unii au reușit să se și strecoare o vreme prin furcile caudine, să spun așa, ale cenzurii, cum a fost, de exemplu, Lucian Pintilie, care a realizat Reconstituirea, unde apăreau și tinerii cu probleme, apăreau și turbulenți și apăreau și o miliție ridicolă, efectiv. Și filmul a ieșit pe piață și după 2 săptămâni a fost retras. Și după aceea, domnul Pintilie n-a mai putut să facă film, s-a dus în teatru și în teatru iarăși a fost cenzurat un spectacol de-al său, Revizorul, așa că domnul Pintilie a trebuit să plece în Franța și acolo l-a apucat Revoluția. Este și cazul lui Radu Gabrea, care după filmul Dincolo de nisipuri n-a mai putut să lucreze, n-a mai putut să facă film și a emigrat în Germania și a făcut filmele lui acolo și a venit după Revoluție în România și a preluat Consiliul Național al Cinematografiei pe care l-a, practic el l-a înființat. Și mai sunt asemenea situații, sunt filme, Glissando al lui Mircea Daneluc m-a stat vreo 2 ani de zile fără să poată să iasă pe piață până l-a văzut Elena Ceaușescu. Sunt multe, sunt situații de acest tip, însă din nefericire majoritatea cineaștilor de la vremea respectivă s-au supus. S-au supus sau unii chiar au servit cauza partidului în cinematografie. Erau planuri bine puse la punct în Comitetul Central, în Consiliul Culturii, despre cum să se dezvolte, ce teme să se abordeze în noile producții și ele se regăsesc în filmele care s-au făcut. De aici vine și recomandarea, atenție că vă uitați la un film la care cenzura s-a uitat înaintea voastră sau care chiar a fost folosit ca propagandă. E un fals.